să binecuvinteze și binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Mi-a plăcut cuvântul ăsta, poate cu altă ocazie o să zic mărturia mea personală cum Domnul a lucrat, dar în dimineața asta am rămas puțin la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce fratele nostru a citit, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îmi place foarte mult Psalmul 23 care spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunveri și mă duce la ape de odihnă. Dumnezeu în această dimineață vrea să se atingă de sufletul tău, vrea să se atingă de sufletul meu, dacă te încrezi în El din toată inima. Zice salmistul, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Trebuie să lăudăm pe Domnul în orice vreme, chiar dacă avem probleme, chiar dacă trecem prin lipsuri, trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul. Și îmi place cuvântul ăsta când spune, Domnul este păstorul meu, te încrezi în acest păstor. Poate nu te-ai încrezut atât de mult. Îți dau un gând din partea lui Dumnezeu în dimineața asta. Să te încrezi în acest păstor minunat și plin de iubire. Acest păstor, în fiecare dimineață, își înnoiește bunătățile lui. Vezi bunătățile Domnului că și le înnoiește. Ascultam de dimineață Psalmul 15. Și îmi place mult și Psalmul 15. Important este ca noi să-L binecuvântăm pe Domnul în orice vreme. Chiar dacă trecem prin probleme, nu știu. Aseară am avut un vis cu fratele Raș și vă mărturisesc că mă rog pentru el și astăzi l-aduc înaintea lui Dumnezeu într-un mod diferit. Și am avut un vis cu fratele acesta, dar nu mă tem că și Domnul va fi cu el, nu vă spun ce vis am avut, dar știu că Domnul va fi cu el. L-am văzut pe Domnul acolo, care mâna Domnului era asupra lui, îl proteja. Am văzut o protecție ca niciodată și mulți oameni se ridica împotriva lui. Și zic, Doamne, ai milă, eram așa, nu știu, și Domnul mi-a cerut astăzi să stau în jertfă special, ca el, Domnul să lucreze. Și lauda să fie a Domnului. Nu-l cunosc, n-am vorbit niciodată cu el, decât am urmărit toate predicile. Asta pot să vă garantez. L-am urmărit și în timp așa ce eram pe telefon, mă rugam cu el, știe Domnul. Și de-aia vreau să vă spun, inimile voastre să fie inimi deschise și Dumnezeu vă va fi păstor. Încredeți-vă în acest păstor minunat. Poate, nu știu, mi-a venit un mesaj și trebuie să-l zic și cuvântul ăsta. La un moment dat, Dumnezeu în dragostea Lui și în iubirea Lui, fiecăruia dintre noi când spune Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Vreau să spun, chiar dacă ai probleme, chiar dacă ai lipsuri, însuși dragile iubirii poate să-ți vină în ajutor. Dumnezeu, în această dimineață, iubiții Domnului, vrea să vă audă glasul vostru la rugăciune. Îngerul Domnului împodovească-L toată gloria în dimineața asta, fiecare dintre voi. În dimineața asta aveți o coală în mână, o coală albă. Îngerul Domnului are o coală specială pentru tine și pentru mine. Și Îngerul Domnului în această dimineață vrea să-ți audă glasul tău și glasul meu. În momentul când te vei ruga, Îngerul Domnului va scrie în dimineața asta și cererea ta, la noi e dimineață, la frați este seară, Domnul să-i binecuvinteze. În seara asta, în dimineața asta, depinde de fiecare, de continentul unde sunteți, Dumnezeu vrea să-ți audă glasul. Îngerul Domnului scrie, aveți grijă că asta mi-a dat-o Domnul să vă spun, Îngerul Domnului notează. Ia scrisoarea ta, cererea ta, o ia și o duce la tronul de har al lui Dumnezeu. Aleluia. Și dacă o duce la tronul de har al lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra și Dumnezeu va binecuvânta. Dacă tu te vei pune pe genunchi și nu te vei ruga, vreau să spun că Îngerul Domnului va duce foaia aceea, coala aceea albă, va duce la tronul de har al lui Dumnezeu. Dumnezeu va deschide în dimineața asta, se va uita la ea și nu va fi nimic pe ea. Vrei ca Dumnezeu să ștampileze în cortul tău biruință, pe cele de Domnul, da, împodobească-L gloria. Vreau în această dimineață să nu stai mult la rugăciune și vreau să-ți deschizi gura. Și cum te tu și eu ne vom ruga, Dumnezeu va lăsa binecuvântare, împodobească-L toată gloria. Nu uita că cel este păstorul, dacă este păstorul tău, este păstorul meu. Nu doar ne punem pe genunchi că n-avem ce face, ba da, avem multe lucruri, cum spunea sora noastră aseară, avem multe lucruri de făcut, dar noi intrăm de dragul că vă iubim și cu toții vom fi în cer, n-avem ce să facem. Vreți, nu vreți, cu noi veți fi în cer, slăviți să fie Domnul. Dacă vreți să fiți în cer cu noi,
Vreau în această dimineață ca Dumnezeu să-ți audă glasul. Dacă Dumnezeu îți va auzi glasul, Îngerul Domnului va scrie cererea ta. Va scrie-o! Îngerul Domnului va scrie orice cuvânt care va ieși din gura ta și din gura mea în această dimineață. Și cererea ta va fi dusă la tronul de har al lui Dumnezeu. Haideți ca El să ne audă glasul și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin. Mă opresc aici. Domnul, totuși este dorința de parte la mai mulți din grup. Domnul să te binecuvinteze. Totuși este dorința la mai mulți din grup să audă mărturisirea, dacă poți acum să aduci mărturisirea ce s-a întâmplat cu tine și dacă poți. Și bun venit în același timp și la fratele Cipri, Doamne să vă binecuvânteze. Amin. Pacea Domnului la toți. Pacea Domnului. Pace. Și frate, Domnul să te binecuvinteze. Frate Abel, o veni bătrânul să te încurajează, ești tânăr, plin de viață, dragostea Domnului în tine, frață, iubesc pe Domnul și iubesc toți frață, dar mai ales când aud mărturisiri, cât de minunat Dumnezeu avem, Doamne, ce ne bucurăm la oaltă cu tăți. Așa că